Alexi, cât de important e partida, ținând cont că încă nu ați reușit să câștigați în play-off? Da, este unul foarte important. Noi trebuie să facem prima victorie în play-off, sper să facem un joc bun, să ne impunem și să reușim să facem cele 3 puncte în acasă. Unde crezi că se va decide partida? Care poate fi cheia meciului? Păi, cred că la jocul colectiv va face diferența. Noi avem o echipă bună și sper ca pe toate compartimentele să facem un joc bun. Ținând cont că încă nu ați câștigat, cum spuneam, e și oarecare presiune pe voi pentru prima victorie? Da, mereu este presiune aici, dar cum am spus, sperăm să facem să fie prima victorie din play-off și după să urmeze mai multe. Alte întrebări pentru Alexie? Ok, atunci trecem la... Da. Faptul că Vecea Argeș a pierdut cele 3 meciuri de până acum din play-off, crezi că poate contribui la dificultatea partidei pentru voi? Nu, eu zic că nu poate contribui la dificultatea partidei, deoarece au un lot bun, au arătat că merită să fie în play-off și noi trebuie să mergem cu gândul doar la victorie, să facem un joc foarte bun și să obținem cele 3 puncte. Priviți partida și ca o revanșă pentru înfrângerea de aici, din fața lor? Da, așa zic și eu. Am luat bătaie și la ei atunci în tur și trebuie să ne luăm revanșa până la urmă și meciul acesta și al doilea meci. Considerați că mai aveți șanse pentru locul 3 în play-off? Pentru că lupta s-a intensificat deja. Sunt destul de multe puncte în joc și eu zic că avem șanse. Vrem să prindem un loc de Europa. Poate să fie și loc 4, nu neapărat loc 3. Alte întrebări? Da? Ok.